Meditații la minut. Copilul tău nu te ascultă? Ei bine, am auzit această supărare a părinților de foarte multe ori. Copilul meu nu mă ascultă. Însă ce înseamnă? Ce-ți dorești când spui copilul meu nu mă ascultă? Practic îți dorești să fie obedient copilul tău, să se supună sau pur și simplu să facă exact ceea ce îți dorești tu atunci când îți dorești tu. Ei, în condițiile astea, da, cu siguranță copilul tău nu te ascultă. Și pentru asta te-aș invita un pic să încerci să inversezi rolurile și să vezi cum ar fi ca tu să fii în locul copilului și să asculți de copil în cazul ăsta, da, să spunem, și să faci exact ce își dorește el, să te supui lui, să fii obedient lui. Nu cred că ți-ar plăcea, nu cred că ai fi în poziția în care te simți o persoană de sine stătătoare. Ei, asta se întâmplă și cu copilul. Deci propun părinților, practic, să nu fie în rolul acesta în care autoritar, în care își doresc să impună copilului ceva, ci să, pentru a obține ascultarea din partea copilului, practic să ofere ascultare reală copilului. Ce înseamnă asta? Înseamnă să-mi ascult copilul în toate registrele în care vorbește, fie că este imaginar, simbolic, în registru real, să-l urmăresc când îmi vorbește, dar nu numai când îmi vorbește, ci și în modalitățile lui de a se exprima în afara relației cu mine, anume cu prietenii de joacă, la grădiniță, la locul de joacă și așa mai departe. Și urmărindu-l, mă pot conecta cu el, pot afla ce anume se întâmplă în viața lui și, oferindu-i ascultarea necesară, pot aștepta în schimb o ascultare din partea lui. Pe data viitoare, la Meditații la minut.